Larisa a dezvăluit motivul pentru care s-a îndepărtat de robot. Ce i-a făcut concurentul în camera roșie? Toți au rămas uimiți când au văzut imaginile, eram prea atinsă. Sunt gesturi pe care eu nu le pot accepta. Larisa a făcut un pas în spate în procesul de cunoaștere cu robot. De ce a ales să se îndepărteze de bistrițian? Larisa și robot păreau că începuseră să meargă pe un drum desprins parcă din filme căci mulți vedeau în ei o posibilă poveste de iubire cum rar îți este dat să vezi. Doar că după ce robot a spus că este tată deja, Larisa a făcut pași înapoi. Iar acum, după ultimele întâlniri din camera roșie, tânăra a luat o decizie radicală. În gala de duminică, 11 februarie, Larisa a spus că își dorește să oprească procesul de cunoaștere pe care îl începuse cu robot. Și asta pentru că tânărul a făcut unele gesturi în ceea ce o privește. Concret, în camera roșie, Robota a atins o de mai multe ori, iar ea nu s-a arătat a fi de acord, pe motiv că este mult prea devreme pentru astfel de lucruri. Plus că, mai spune Larisa, deși a analizat bine situația, ea nu poate accepta faptul că Robot are deja un copil. Spune că este la vârsta la care vrea să pornească de la zero alături de un potențial iubit. De cealaltă parte, deși băieții au spus că poate, a fost vorba de niște instincte pe care Robot nu și le-a putut stăpâni fiind uimiți de cele întâmplate în camera roșie, bistrițianul neagă totul. Concurentul din casa iubirii mărturisește că nici nu și-a dat seama când i-au alunecat mâinile pe silueta șatenei, pentru că nu ar face așa ceva în mod voit, având în vedere respectul pe care îl poartă la risei. Cât în ceea ce privește decizia ei asupra faptului că el este tată, robot a mărturisit că înțelege și respectă gândurile tinerei și că nu va exista, din punctul lui de vedere, nicio problemă între ei de acum încolo. Larisa, eu nu am vrut să spun pentru că nu vreau să creez o altă impresie despre robot. Mi s-a apărut atunci, în ziua respectivă, că eram prea atinsă. Nu atins de mână, nu de păr și mi se pare prea devreme pentru așa ceva și nu mi s-a părut confortabil. Nu m-am simțit în largul meu. Plus că, în a doua zi eram certată și a amplificat starea mea, robot, nici cea mai mică intenție nu a fost să fac astfel de atingeri. Am rămas surprins când am văzut materialul, cum a ajuns mâna acolo, nu-mi pot da seama, nu a fost cu intenție absolut deloc. Larisa, îmi pare rău dacă te-am făcut să te simți cumva, dar nu a fost cu intenție. Cred că ai simțit asta, că nu aș avea astfel de intenții. Patrick, robot, poate atracția ta fizică depășește limitele tale și poate nu te poți abține și... Robot, să nu mergem atât de departe. Am o atracție fizică față de Larisa, dar nu să se ajungă atât de departe, într-un timp atât de scurt, nu mi-aș permite. Ștefan, Patrick spune că poate a fost involuntar, limbajul corpului. Larisa, sunt anumite gesturi pe care eu nu le pot accepta așa ușor. Robot, Larisa, crezi că am făcut-o intenționat? Larisa, nu știu, sper să nu, dar s-au repetat gesturile astea. Robot, nu a fost cu intenție și de acum încolo o să fiu mai atent. Larisa, mi-e greu, m-am gândit foarte mult. Nră la faptul că robot are un copil, dar nu pot, am doar 21 de ani, nu aș putea să accept lucrul ăsta. Cred că da, nră a luat o decizie. Nu cred că mai doresc să mai continui cu robot pentru informația respectivă, nră. Care are un copil. Robot, fiecare știe ce e bine pentru el, nu am nimic împotrivă, respectul meu va fi același, i-am spus și ei.